Derbigul etapei cu numărul 3 din play ul seriei 5 din Liga 3 le-a adus față în față pe Olimpic Cetate Râșnov și AFC Câmpul Lung Mușcel. Partida de la Râșnov a început sub semnul echilibrului, cu o ușoară notă de superioritate din partea oaspeților, dar care nu s-a concretizat în prima repriză. La pauză s-a intrat la cabine cu același scor cu care a și început partida. În partea a doua a jocului, trupa pregătită de Vasile Slăninoiu și Ionuț Bâclea a arătat mai multă determinare și a punctat în minutul 59 prin Ionuț Georgian Genaru. Opt minute mai târziu, formația din Râșnov a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj grație unui gol marcat de Mititelu. Finalul jocului a găsit echipa câmpulungeană într-un forcing prelungit, concretizat în minutul 88 când arbitrul Eduard Ioniță a acordat penalti pentru mușceleni, lovitura de pedapsă fiind transformată de Luca Stancu. Victorie pentru liderul seriei 5, care profită și de pasul greșit făcut de principala urmăritoare, Olimpic Zărnești, care în această etapă s-a văzut învinsă pe propriul teren de Chiț Tâmpa Brașov, prin urmare, distanța care le separe pe primele două în clasament a crescut la 8 puncte, iar când pulungenii par să se desprindă în câștigătoarea acestei serii, când mai sunt de disputat din acest play-off 6 meciuri. La finele acestei săptămâni AFC Câmpul lung Mușcel va evolua tot în deplasare, adversară fiind incomoda Kids Tâmpa Brașov.